Bine te-am găsit. Eu am plecat în 2001 în Spania și puțin în România atunci. Și aia care erau, alegeau Barça, Real, tot. Eu am ales Getafe doar că erau un român acolo. Și cu ei am avut bucurie că au promovat. Am văzut meciuri de UEFA, am văzut două finale de cupă. Când m-am întors acasă, soarta m-a dus iar pe stadion, zi de zi. Weekenduri, în toate ligile, de la copii de 5 ani până la Liga 1. Zi de zi. Și Cosmin a fost unul din preferați. A fost Craioveanu, dar Cosmin, când l-am cunoscut, a fost tot. Am ajuns să ne cunoaștem mai bine. Deci nu poți să judeci un om așa doar când îl cunoști. Nu, la televizor vorbind. Când stai cu el la masă, îți dai seama cine-i Cosmin. M-am întors undeva în 2010 și am început să lucrez la o ambulanță privată. Era și visul meu să lucrez la o ambulanță. Nu prea aveam noi echipă în oraș. A jucat într-o BMW Cluj, că aveau ei terenul suspendat. Apoi a venit Hermannstadt-ul. Înainte de Hermannstadt a fost și ASEA. Și am început să văd meciuri și meciuri. Și meciuri de Cupa României, care s-au jucat câteva, dar întotdeauna era altceva, că se vedeau. Se vedeau pregătirile, se vedeau, venea stativul, mingea, ce puteai să te apropie de el, nimic. O poză așa de departe. Păi când se rea mingea pe afară, trebuia să o țin și eu mână de, se uitau jucătorii, ai o dată, dă-o înapoi. Cum e viața în sistemul ăsta de ambulanță? Nu știu, pentru mine e perfect. Să poți să faci ceva, să fii aproape de oricine, n-aveai oprire, puteai să intri oriunde, să vorbești cu oricine. M-am întâlnit cu toți jucătorii din Liga 1, am cunoscut, care au acceptat, inclusiv Hagi, toată lumea. Tot. Dar în timpurile astea bănuiesc că e mult mai greu decât ne uităm la noi. Timpurile pe care trăim și mă refer la, eu vă consider eroi, noi am fost așa, nimic pe lângă ce faceți dumneavoastră. Eu nu m-aș considera, fiind ambulanță privată, nu am fost chiar atât de băgat, dar dacă ar fi nevoie astăzi m-aș duce, nu, nicio problemă. Nevastă mea lucrează și ea, a făcut parte din echipa COVID de bloc operator din Târgu Mureș. Trei cupe câștigate și am mai pierdut o finală când eram la Rapid, în cea mai dureroasă, de fapt, a fost. În 94 m-au împrumutat cei de la Steaua la Rapid și am jucat finala pe 23 august, cum era atunci, actualmente Național Arena, și în finală am pierdut cu Petrolul. Petrolul fiind o echipă mult mai modestă în momentul ăla în comparație cu Rapid. Noi am ajuns până în turul 3 al cupei UEFA. Și ulterior am zis că finala nu avem cum să nu câștigăm. Aveam o echipă fabuloasă. Lupu, Chiriță. Dar cum se simțeau meciurile atunci? Ca acum? N-aș vrea să fiu răutăcios. Însemna foarte mult pentru noi o Cupa României, că mai avut jucători din prima ligă de la noi care desconsideră efectiv Cupa României. Pentru noi era al doilea țel după campionat. Cupa României era primul trofeu pe care ne-l doream să-l câștigăm. Dacă ești fotbalist și un fotbalist profesionist, nu ai cum să declari pe un post de televiziune trofeu că nu te interesează trofeul. Trofeu. Pentru asta muncești, până la urmă, pentru un trofeu. Era foarte important. Fabulos, erau stadioanele arhipline, indiferent la ce echipă am jucat, că am jucat la Rapid, că am jucat la Steaua, că am jucat la Dinamo, Craiova sau FC Argeș, și vreau să vă spun că într-o finală nu exista noi să fie un loc gol în stadionul unde se juca această finală, și era un trofeu foarte important. Atât ca și importanța trofeului, dar și financiar. Și era o oportunitate de a prinde o cupă europeană, dacă în caz nu câștigai și nu te calificai. Adică Cupa României mi s-a părut la fel de important ca și campionatul. Obiectivele noastre, fie la Steaua, fie la Dinamo, la echipa la care jucam, acestea erau. Campionat, cupă, nici nu se discuta. Jucând în echipe mari, aveai și alte meciuri și meciurile de cupă era mai greu. Jucam și în Champions League cu Steaua, jucam și în Cupa României, dar să știți că
niciodată antrenorul n-a făcut aceste schimbări pe care le văd acum în permanență, dacă jucăm, mai ales ne vorba de Cupa României. Că jucam în Champions League, jucam și pentru campionat și jucam și pentru Cupa României. Nu plecam să jucăm în cupă din 11 titulari, să jucăm cu 2 și restul să stea acasă. Adică pe timpul nostru nu se concepea lucrul ăsta. Ești pregătit, joci de 3 în 3 zile, așa cum vedem și în Spania și în Italia. Și... Păi da, se făceau două echipe cel puțin. Adică dacă făceai 2-3 schimbări era chiar arhisuficient. Fizic stăteam bine. Am trăit momente extraordinare. Eu cel puțin mă mândresc că am prins aceste timpuri și am jucat la cel mai înalt nivel. Și... stadioane erau pline, oamenii erau la fel cum sunt și acum deosebiți, cu dorință mare, așa cum își doresc și la echipa națională și la echipele de club să câștige campionate, să ajungă jucătorii la echipa națională. Era o competiție acerbă. Eu zic că avem potențial. La toate loturile, la echipele naționale pe care le avem, începând cu Under 15 și terminând cu echipa mare, vă spun că apar niște copii fabuloși, nu știu de unde, dar ușor, ușor lucrurile s-au schimbat în România în ultimii ani și asta îmi dă mie foarte mare încredere că se va forma o nouă echipă națională puternică, așa cum a fost și pe timpul nostru. Sper, sper să o vedem și pe aia, să o vedem în europene, să o vedem în mondiale, să o vedem peste tot. Ne-am dorit pentru generația asta, pentru că chiar sunt copilași foarte, foarte buni, talentați. Au început să joace la cluburi afară, lucru foarte important, cei care sunt afară. În România, datorită măsurilor care s-au luat în ultimii ani cu că Under 21. Joacă toată lumea afară, apoi se leagă echipa. Cu siguranță. Greu de legat. Cu siguranță se va lega, pentru că în momentul când vii și ești profesionist, vii pe postul tău, știi ce ai de făcut, așa veneam și noi. Sigur că omogenitatea se câștigă în timp. Că și la echipa națională, dacă faci o echipă azi, mâine o schimbi și tot așa, la fiecare meci folosești altă echipă, eu consider că e foarte greu pentru echipa națională să-și câștige omogenitatea. La echipa de club e mai ușor. Că zi de zi sunt împreună, se cunosc. La echipa națională au nevoie jucătorii de mai multe meciuri împreună, să prindă încredere, să vină rezultatele pozitive și eu cred că așa cum s-a întâmplat cu Under 21, de asta mă gândesc că generația asta și cei de sub ei, Under 19, sunt copilași buni, 18. Adică vin copilași buni și ei îmi pun încrederea că, și toată speranța că vom ajunge acolo unde am fost.